Și bine ați venit la un nou video din crearea de antena la FCSB. Se bea trecut ceva timp și sper că mi se green screen-ul ca lumea, pentru că altfel, da, aveți puțină răbdare până mai vin. O să avem, ca de obicei, 3 meciuri. O să joc 2 dintre ele și unul simulăm. Deci nu mai știu ce mai e pe aici. Nu știu pe ce loc suntem. Pe locul întâi, normal. Deci nu mai știu ce se întâmplă pe aici. Suntem în primul sezon din care era de antena la FCSB. Nu s-au schimbat prea multe, avem buget de transfer, însă astăzi doar vom juca, nu vom face transferuri, nici nu este perioada de transferuri. O, da, clasica ofertă din partea Naționalei Indiei, de parcă e interesat cineva de Naționala Indiei. Ești cu Kindia și ce mai avem în episodul ăsta? Kindia și de două ori Hermannstadt, ce plăcere! O să jucăm cu Kindia și meciul de cupă cu Hermannstadt. Meciul contra Kindiei, work less, 4 minute, echipa n-are rost să schimb, hai să începem. Începe meciul împotriva Kindiei, jucăm, cred că acasă la Kindia, pe stadionul din Ploiești, pentru că acolo joacă Kindia în realitate, hai să facem prima victorie de la revenire. Crețu, bine, dar mingea tot la Șerban ăsta, ce s-a bătut Șerban acolo. Ce s-a întâmplat aici? Ce a fost asta? Ce a fost asta, maică? Deci Crețu nu poate interveni, ăsta rămâne la minge Șerban, bossul de Șerban, și îi dă o centrare și Bălgrădean pe nicăieri, fundașul pe nicăieri și marchează Liviu Mihai. Ce frumos! Hai să-i luăm un pic la posesie, să revenim în meci, că altfel... Și nu pot să zic că nu sunt în formă la FIFA, pentru că am jucat Weekend League. Totuși. Și am scos gol 3 la Weekend League. Totuși. Dacă India conduce pe FCSB cu 1-0 în acest... primești de la revenire Tănase și scoate poștarul Kindiei a Ioani. Extraordinar cum a putut să o scoată acolo și ce fază frumoasă făcuse Florin Tănase, însă nu a venit golul. Vali Crețu, cel care a greșit la gol. Moruțan. Mi-amintesc că mi-a spus cineva că Moruțan ar trebui jucat în bandă. O să schimb asta, am uitat să schimb acum. Dacă nu mă înșel, dacă nu cumva mi-amintesc greșit. Berisha acum, Nedelcu pe urmele lui. Tot meciul ăsta a fost despre faze de genul. Nu înțeleg de ce se întâmplă așa ceva. Și ce a fost pasa asta? Vână pentru Nedelcu. Domină meciul, dar Kindia prinde un contraatac și ne poate da 2-0. Cam asta a fost povestea acestui meci până acum, dar este doar minutul 22. Nu e momentul să ne panicăm. Nu e panică, man, deocamdată. Nedelcu... pentru Vână, l-a văzut bine acolo pe Darius Solaru, în centru Tănase. N-am așteptat acolo pe Moruțan, cred că era, dar nu s-a grăbit. A mers liniștit. Moruțan pentru Coman, prima dată cred că când atinge mingea în acest meci, Florinel Coman cu un finez. Aoleu! Și a fost și pe dreptul, pe piciorul lui de bază. Nu știu ce a fost acolo. Panțăru, Moruțan, hai că a rămas mingea la noi. A plecat acolo Olaru. Rămâne la minge, nu? Nu vrei? Bine. N-a rămas la minge și... dar până la urmă mingea tot la noi se întoarce. Și acum Tănase! În sfârșit, mă! Da, mă, iau-o de aici, Kindia! 1-1. Tănase egalează după ce am dominat meciul copios.
A venit golul ăla oarecum surprinzător al Chindiei, dar ne revenim. Tănase, minutul 33 este 1-1 și de acum ar trebui să-i dominăm ca până acum și să le mai dăm multe goluri. Panțărul Planici care nu mai e la FCSB de ceva timp, la fel și Bălgrădean. Crețu, hai cu glitch-ul ăla de minutul 45, mizerabil. Da, nu. Poate. Nu, no, că fluiera, normal. Devine atacul mai periculos, direct fluiera, da. 1-1. La pauză între FCSB și Chindia. Merita mai mult. Merita mai mult, 5-6% posesie, 5 șuturi pe 3 pe poartă, 5 șuturi în total, merita mai mult. Facem schimbarea Olaru. Schimbare cu Moruțan. Parcă ăsta era, nici nu m-am mai uitat. Sper că asta era schimbarea dorită și aici banca de rezerve. Da, mă rog, n-avem nevoie de rezerve. Repriza a doua. Pleacă de la 1-1 pentru nimeni. De la 1-1 și o mare nedreptate pentru noi scorul ăsta, dar o facem noi să fie bine. Și parcă pe cariera asta aveam doar rezultate de 2-0, 3-0 parcă în startul acestui campionat. Aaaa, ce și-a bătut jocul de mine. Da, era un jucător foarte bine plasat în interiorul careului, dar mingea s-a dus mai în spate, nu știu de ce, dar s-a dus mai în spate și am stricat tot atacul nostru. Dar la câte atacuri am avut în meciul ăsta și la câte vom mai avea și de acum, până la urmă trebuie să vină și golul. Panțărul Olaru. Olaru către Florinel Coman. Coman pentru Tănase! Da mă, în sfârșit 2-1 pentru FCSB Tănase. În sfârșit, ce așa de pe tort. Așa. Tănase marchează, este 1-2 și în sfârșit conducem pe Chindia. Greu. Greu a fost cu Chindia, mai greu decât ar fi trebuit. E bine însă că câștigăm, chiar și la un singur gol diferență e exact ce trebuie. N-aș mai fi avut nicio pretenție ofensivă, dar acum a fost meciul ăsta, trebuie să mai dăm. Coman scoate portarul și este Olimpiu Moruțan sau este autogol. Acum se bucură Coman, cred că a fost autogol. Florinel Coman cu puțin acrobatism, este 3-1. Un meci pe care meritam să-l câștigăm, orice ar fi. Și hai să vedem pasă pentru Coman, ratează Coman, minge respinsă, Moruțan dă cu capul, da, este autogol. Am înțeles, autogolul lui Alex Negrea, nice. Minutul 90, 3-1, e bine. Trei la 1 așadar cu Chindia în revenirea noastră la această carieră, revenirea mea de fapt la această carieră, meritat total. Urmează cele două meciuri cu Hermannstadt. Pe asta o să-l simulăm primul meci. Iată în cariera asta Dinamo prinde play-off-ul. Da, interesant. Foarte interesant, nu vezi așa ceva în realitate. Hai să simulăm cu Hermannstadt. Avem nevoie de o victorie, joacă 4-2-3-1 Hermannstadt, 2-1 Debeliu, încă o cară pe Hermannstadt pe cariera asta. Și mai avem meciul de Cupa României cu Hermannstadt. Meciul cu Hermannstadt în Cupa României. Player suspended, dar este pentru campionat în mod normal suspendat. Aparent nu. Aparent este suspendarea și în cupă. Am jucat cu Soiledis acolo. Nu avem ce să facem. Pe aici nu mai văd nimic interesant. Nu o să ne folosim de acest jucător, poate de Ovidiu Popescu, mai bine acolo pe bancă și nimic pe aici. E ok. Doar asta mai trebuia să mai fac. Bun.
Meciul cu Hermașta din cupă, încă un meci important în Cupa României, unde sperăm să ajungem cât mai departe să o și câștigăm. Hai să începem cu meciul. Meciul din Cupa României contra lui Hermannstadt, cred că jucăm la Sibiu. Sau jucăm pe teren neutru? Nu, ar trebui la Sibiu. Da, jucăm la Sibiu, voi cunoașteți stadionul, eu nu? Asta pentru că stadionul oricum nu este în FIFA, poate anul viitor va fi, deși nu, n-are cum. Poate Național Arena va fi, ar fi frumos să existe Național Arena în FIFA 21, ar fi stadionul meu pe care voi juca în fiecare meci. Vă dați seama. Moruțan, foarte bine pătrunde aici, Moruțan pasă către Tănase, intervine Lukin, Sergean Lukin. Intervenție foarte importantă de Belio, îi se bate. Să Hermașta n-ar trebui să aibă nicio șansă împotriva FCSB-ului, ar trebui să-i dominăm. Olaru aici blocat. Suntem pe ei deja. Nedelcu. Pelare slabă lui Nedelcu. Face pressing acolo și oprește un eventual contraatac al lui Hermannstadt. Măcar atât. Nedelcu aici recuperează foarte bine. Joacă foarte bine echipa, îmi place. Și aici Moruțan și este penalti, nici nu mă așteptam la așa ceva. Este penalti la intervenția lui Lukin asupra lui Moruțan. Lukin, înger și demon în acest meci până acum. Intervenție foarte bună. În prima fază, cred că în fața lui Olaru, nu cred că a fost tot Moruțan. Și, e lovitură liberă. Well, hai să încercăm să băgăm florinele, ce zici? Și este Eurogol din lovitură liberă! Florinel Coman! Acum un pic de breakdancing. Florinel Coman, extraordinar! Lovitură liberă, nu știu dacă a marcat vreun gol din lovitură liberă pe cariera asta. Dar ce bine s-a dus! Mamă! Extraordinară lovitură liberă a lui Florinel Coman și este 1-0 pentru FCSB, nu știu al câtelea gol. Stai că suntem în cupă, never mind. 1-0 pentru FCSB din minutul 12. Moruțan depozitat acolo ușor. Aruncare de la margine pentru FCSB, minutul 34. Doar 1-0. Dar și ce gol a marcat Florinel Coman, extraordinar. Aici o pasă către Olaru. Olaru pasa pentru Coman, nu ajunge. Și este un pic contraatac. No me gustas. Petrescu acum. Intervine bine Soiledis. Ce intervenție în forță acolo a grecului. Lee, cine este Lee la Hermannstadt? Avem un coian la Hermannstadt. Îl cheamă Lee. A făcut ceva transferuri, văd că Ana Maria Prodan. De când a venit la Hermannstadt, aici Tănase ia fața jucătorului lui Hermannstadt și aici trasă de păr puțin faza. Însă iese golul Olimpiu Moruțan. Nu, Darius Olaru, hai că și știu ce jucători am la echipă. Darius Olaru face 2-0 în Cupa României cu Hermannstadt. Florin Tănase a făcut toată faza asta cu acel dribbling, da, frumos. Darius Olaru marchează și el în Cupa României, primul gol în Cupa României și chiar înainte de pauză, intrăm la pauză cu un 2-0 lejer, e bine. Deposedat acolo Olaru și este 2-0 la pauză. Oricum sunt foarte mulțumit până acum de evoluția echipei. Începe repriza a doua de la scorul de 2-0 pentru FCSB în deplasarea de la Sibiu în Cupa României. Nici nu știu ce fază a Cupei României, însă e bine că trecem mai departe. Cred că avem obiectiv Cupa României, să ajungem cât mai departe sau chiar să o câștigăm, nu știu exact.
N-am văzut nimic. E periculos, e foarte periculos și poate fi 2-1. Lee, da, marchează jucătorul corean sau japonez sau chinez sau ce-o fi. A lui Herm, așa, deși nu prea pare a fi ceva corean sau chinez. Elliot Lee, fi un englez. În fine, minutul 65, 1-2 și dintr-o prostie mi-a pur și simplu, nu m-am mai concentrat, am luat un gol și meciul devine interesant, cel puțin spus. Interesant. Pentru că Hermannstadt revine în joc cu acest gol. Deși n-a jucat nimic Hermannstadt, dar mi-a plăcut. Faina degajare, presiunea se simte, cum ar zice domnul Gică Hagi, le dăm un gol și apoi jucăm la 0-0. Și aici Tănase, ce liber l-au lăsat pe Tănase și este 3-1. Da. Și e dansul ăla annoying, nu asta am vrut să fac, dar... dar da. De câte ori am văzut chestia asta la Weekend League, de fiecare dată m-am enervat, oricum. E cea mai lungă celebrare, nu știu de ce există așa ceva în jocul ăsta, dar... în fine. Florin Tănase, minutul 73, 3-1 pentru FCSB și meciul este foarte easy. Din nou. După ce se complicase pentru câteva minute. 3-1. Un nou rezultat de 3-1 în acest episod. Dublu 3-1 cu Hermannstadt în cupă și cu Chindia în campionat. E foarte bine. Sunt mulțumit. Da, cam atât cu acest episod. Suntem pe primul loc în continuare cu 40 de puncte la 3 puncte în fața CFR-ului. Și episodul următor, avem Sepsi, Botoșani și Astra. Probabil voi juca cu Sepsi pentru că am văzut că e pe sus și cu Astra. Da, Sepsi și... nu, unde-i Sepsi? E acolo, de Sepsi și Astra. Și voi simula cu Botoșani care ce jos e și Hermannstadt pe ultimul loc. Îmi pare rău să văd așa ceva. Cam atât cu acest video, dacă v-a plăcut, uitați să lăsați acolo un like. Și... să vă abonați la acest canal și ne vedem la următorul episod. Cam atât. Eu am fost Sir Vlad. Pa!